Ionica Sofia, Maria, Roman Esefora, Roman Lavinia, Stoica David, Radu Ștefan, Călin Nicolas și Forcanul Manix. Și pe motorul echipei, doamna Oana Gianu. Doamna Gianu, haideți vă rog. Copii, haideți aici în față, vreau să vă vadă mai bine. Noi v-am pregătit niște mici atenții ca dovadă de prețuire și apreciere și să vă încurajăm, pentru că ceea ce ați spus voi pentru noi este, rămâne istorie și e un prim pas și să le arătăm tuturor că se poate. Colegii mei pot veni acum să le aducă Gianu. Felicitări și Doamne ajută să aveți cât mai multe astfel de acțiuni cu mărturile noastre. Noi vă promitem că o să vă sprijinim așa cum putem de fiecare dată. Aplauze pentru acești copii minunați. Să știți că nu întâmplător copiii sunt astăzi aici. Noi le-am pregătit mult mai multe, doar că le vom spune în culise ce le-am pregătit, că e o fel de surpriză. Doar vreau să vă spun că alături de noi au fost foarte mulți colegi și prieteni din mediul privat, care le-au oferit niște vouchere și o să, pe spate, pe timpul conferinței, o să plăieze fiecare sponsor care a participat și care ne-a susținut. Încă o dată, copii, vă mulțumesc tare mult. Acum, dacă... Da, haideți. Mai avem. Și lucrurile încă nu s-au terminat încă. Și doamna senator, puteți să le cărați? Părinții copiilor, vă rog să veniți în alături de ei, să-i ajutați, vă rugăm frumos. Iar în culise, vă rog să pregătiți filmulețul. Suntem ok? Ne încadrăm. Îmi cer scuze și vă rog să treceți peste faptul că am emoții. Faptul că premiem niște copii și faptul că acești copii sunt astăzi aici, pentru mine reprezintă un moment care mă emoționează. Regia, în spate, putem să dăm drumul la film în 2 minute? Cristi, se poate da drumul în 2 minute? Ok, după ce părăsim scena, o să vizualizăm un film de aproximativ 15 minute. Este un film al colegilor de la Centrul Național de Cultură a Romilor, Romano Kerr, după care îi vom invita în scenă pleiada de profesor de istorie alături de domnul Alin Popa, cel care va modera și care îi voi preda ștafeta, pentru că rolul meu de anfitrion se oprește aici, acum. Doar că vom avea după această sesiune, dacă timpul ne mai permite și sunt și doritori, putem lua și intervenții și întrebări din sală. Da? Încă o dată, vă mulțumesc în numele organizației Partea Românilor Pro Europa și Vasile, să știi că nu am început, frate, campania. Că asta am văzut, am primit o imagine, de părerea că PSD-ul a început campania. Nu. Ei sunt motivul real pentru care am făcut astăzi această dezbatere, să știi. Noi nu facem campanie, nu facem politică la Partea Românilor, încă. Dar de ce nu? Pentru a reuși, avem nevoie de sprijin politic. Indiferent cine este. Mulțumesc tare mult! Vă ajutăm și noi. Haideți să-i ajutăm pe părinții copiilor. Haideți să vă rugăm să-i ajutăm. Au venit?